Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, canal unde vorbim cam 95% despre parfumuri middle -ister. Dacă este pentru prima dată când mă vezi, eu sunt rojin, și dacă ești interesat sau interesată de această zonă de content. Nu uita să apeși butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Iar voi, abonaților mei, cei vechi, care reveniți cu drag sau nu la fiecare din videoclipurile mele, să rămână mult. Astăzi, acum când filmez, este vineri, 20 septembrie! Și My Scent of the Day este un parfum al casei Haifa, care, sincer, 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 abia așteptam să se mai răcească oarecum afară ca să-l pot purta. E drept, e drept. Știți dacă sunteți aici de ceva timp, că eu sunt în zona parfumurilor cu coloană vertebrală, cum îmi place mie să le spun, parfumuri cu prestanță, parfumuri bold, parfumuri in your face și așa mai departe. Și este drept, l-am purtat și în seriile de vară. Însă, însă, hajar, hajar, presupun că se citește fix așa, haideți să vă arăt și cutia, dacă ajungeți la vreo insuliță Haifa, da, și ring light-ul vieții ca de obicei, da, Hajar. Oricum o să vă scriu ca de obicei numele fiecărui parfum pe undeva în colțurile ecranului. Și da, în afara sticlei care este 10 din 10, grea, masivă, culoarea mea, una din culorile mele preferate, capac de metalic și așa mai departe, mirosul în sine este fix în zona mea. Este dulce, Gurmand aș putea spune, dar buzi totodată. Și când spun treaba aceasta, nu mergeți cu, gând, cu gândul către ADN-ul lui Angel's Share. Nu. Nu are nicio treabă cu acel ADN. Dacă ați testat sau dacă aveți December Vanilla de la Paris Corner, gândiți-vă, oarecum. Este oarecum în zona lui December Vanilla, însă, înlocuim acea crem brulee, acea, cre uh, acea cremă de zahăr ars din December van Vanilla cu ceva praline de ciocolată, cu ciocolată, da? Praline cu ciocolată, ceva rom, aș spune eu, vanilie, nu știu, e, deci nu aveți cum, dacă iubiți December Vanilla, genul acela, dar totodată vă place și acordul sau nota de pralină cu ciocolată, de ciocolată în parfumuri. Testați neapărat la una din insulițele Haifa, Hajar. Pentru mine e top 10 din 10, performanțe, tot ce vreți dumneavoastră, aromă, absolut tot, tot, tot. Și pentru că totuși suntem în data de 20 septembrie și pe YouTube vedeți recomandări de toamnă, Grupate, vanilate, gurman de buzi și așa mai departe Ce filmez eu astăzi? Chiar râdeam dimineață cu um, niște prieteni de-ai mei Zic băi, zic uite-te și tu uh, la amintiri pe Facebook Ați văzut, dacă aveți cont de Facebook vă apare chestia aceea cu amintiri Fix anul trecut, în aceeași zi, eu postam pe YouTube um, top parfumurile verii 2023 doar că anul trecut au fost două videoclipuri, o să vă inserez fiecare din ele pe undeva pe aici, pentru că le-am grupat parfumuri de designer, parfumuri middle eastern. Anul acesta se pare că am fost acea middle eastern girl, deoarece cele mai abuzate parfumuri ale mele în vara lui 2024, pentru că da, despre asta vom vorbi astăzi sunt toate middle Easter. Și la câteva din ele am venit cu sticluțele gata golite, însă dacă din nou sunteți de ceva timp știți că am deja backup-ul pentru ele, dar hai să nu mai ne întindem la vorbă și să intrăm direct în subiect. Și voi începe cu primul ulei uh, parfumat ce vine de la casa Al Anic, Al Anic ce vine de la casa Nasim, îmi cer mii de scuze, și se numește Laeca. Laeca, Laica, cum îi spun eu, da? care este gol. Da? S-a băut vara aceasta. Uh, ca de obicei, veți avea link în bara de descriere pentru fiecare din parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi. Și... Da, la acesta am trebuie încă o sticlă, chiar dacă s-a terminat vara, Deoarece e genul acela de aromă versatilă, cum îi spun eu. Nu știu, o poți purta, um, poți purta acest ulei, dacă ești iubitor de parfumuri sub formă de ulei ca mine, ca parfum de sine stătător. Sau poți face N și N variante de layering cu el. Mi se pare că e ceva, ca să vă faceți o idee, în zona lui Harim al Sultan Gold, doar că fructele nu sunt, cum să spun eu, în zona aceea de gummy bears, de jeleuri Haribo, fructele de aici sunt zemoase, dulci, suculente și da, am terminat acest oloi, cum îmi place mie să spun, l-am aplicat toată vara în prostie pe lungimea părului, l-am aplicat pe piele și pur și simplu pe deasupra am venit cu absolut orice parfum mega mega versatil și da, Sticluța, poate multora vi se va părea chici, însă vorba aceea de gustibus. Multe din ele le veți vedea și la finalul anului, deoarece de data aceasta, de fapt anul acesta, voi face și eu un clip de tip empties, strict cu și despre parfumuri. Bun, și în afară de acel ulei um, la ECA. Da? De fapt, haideți să le iau pe toate în mână ca să înțelegeți care a fost baza cu ghilimelele de rigoare pentru layeringul ul verii 2024 la mine. Avem oloiul, o sticlă, asta trebuie să am grijă cum o arăt, um, hair fusion, hair pistachio și parfumul acesta. Da? Deci aceste patru arome le-am uh, băut de-a dreptul, pur și simplu, le-am combinat cu absolut tot ce am avut în fața ochilor, ca să mă exprim așa. Iar parfumul o să vi-l arăt așa, pentru că sticluța este foarte inspirată. Se numește Baracat Aqua Aevum. Evum. O să vi-l inserez pe undeva pe aici, imaginea de pe site. Și hai să-l întorc așa a se vedea cât mai am din 100 de ml. Acesta, acest parfum, Baracat Aqua Evum, este genul acela de parfum fresh, are ceva um, lămâie și mandarină, da, lămâie și mandarină în deschidere, însă, pe măsură ce se dezvoltă, se îndulcește foarte, foarte fin, a, își face apariția, dacă doriți, o vanilie lemnoasă, și are un. are o atingere ce îl ține în latura unui sex. Uh, nu este tenta aceea barbershop, este ceva lemnos fiind de tot condimentat. Veți avea notele pe undeva pe ecran. Dar este. Ah, și în dry da unul final, da? Că uitam să vă spun își face apariția izul acela de boabetonca da? este un dulce fresh un fresh dulceac dacă are sens dar foarte fain foarte 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 fain și e genul de parfum care ar putea cu siguranță să fie purtat chiar și toamna, iarna în sensul că este acel Safe uh, pentru birou, școală și așa mai departe. Nu deranjează pe nimeni, e genul acela de aromă curată dacă doriți. Și aceste două sticluțe care sunt pur și simplu goale. Uh, da, și mi-a căzut și capacul. E drept, uh, nu le am uh, de la începutul verii, pe acesta cel puțin știu că. Iarna anului trecut sau primăvară, nici nu mai știu. Hair Fusion, tot așa, primăvară, dacă nu mă înșel. Dar, <laughs> dar, da, și la ele am uh, alte sticluțe în uz, în momentul de față, însă, din nou, sunt acele arome superbe ca parfumuri de sine stătătoare, dar în opinia mea, merg în foarte, foarte multe variante de layering. Și dacă vă întrebați cum reușești din atâtea parfumuri să consumi o sticlă de 100 de mililitri, dacă ați uitat, vă reamintesc faptul că eu sunt oversprayer. Eu dau multe pufuri mai pe românește, da? Eu niciodată nu voi da 5 pufuri dintr-un parfum. Niciodată. De exemplu, acesta baracata cu aevum, vi-l arăt invers, da? în momentul în care îl pulverizam undeva la 20-25% Și nu pulverizez niciodată în zona aceasta, în zona gâtului, pentru că dacă sunteți doamne și domnișoare știți Că atunci când pulverizați poate să fie și cel mai scump de la Chanel, da? cel mai scump parfum al casei Chanel Orice parfum, orice, da? dacă pulverizați aici, vă îmbătrânește pielea gâtului și a decolteului. Nu, Eu pulverizez pe mâini, pulverizez în spatele genunchilor, dacă este vară și port o fustă deasupra genunchiului sau o rochiță, pulverizez pe picioare de sus până jos, pulverizez pe spate, mai ales vara. De ce, ca să nu radieze, să-mi dea nose blind și așa mai departe. Deci, da, pur și simplu eu chiar fac baie în ele. Și revenind și la partea aceasta cu igiena corpului și la capitolul baie, eu, una cel puțin, toată vara sunt undeva la 4-5 dușuri pe zi, fără exagerare. Am unul dimineața când mă trezesc, unul, de exemplu, înainte să ies, să ies cu juniorul în parc, unul când mă întorc cu juniorul din parc unul înainte de culcare, dacă după treaba cu parcul mai plecăm în altă parte din nou, două dușuri, unul înainte de a pleca, unul când mă întorc și tot așa. Și atunci când ai 4-5 dușuri pe zi și e vară și oricum pulverizez parfum, da? pur și simplu se bea. Bun, mai departe, am două parfumuri ale casei Afnan, care obsesie. Deci pur și simplu obsesie. Acesta, și vorbesc aici despre Mystic Bouquet era să spun de la Valaia, inspirat din Valaia de la PDM, este mai am un sfert. E drept, acesta a venit în cantitate de 80 de mililitri și la fel l-am comandat undeva în primăvară, parcă, deci nu e Uh, comandat în vară și gata atunci s-a băut. În schimb, supremacy tapis ruj, da, v-am terorizat și cu el, vedeți, până aici. Am consumat și din el un sfert, cu toate că el a venit mai, de mai mine. mai recent în colecția mea. Și da, se pare că eu chiar dacă v-am făcut unboxing și primele impresii, Bine, blambele, aveți unboxing și primele impresii. Încă sunt întrebată despre um, Suprema Citapis Ruj dacă este dupe pentru Lost Cherry. Ei bine, nu! Nu este! Nu este dupe pentru Lost Cherry! Da, în deschidere preț de un minut te poate duce cu gândul către zona aceea, însă exact cum v-am spus și după ce a mai îmbătrânit o leacă și acest parfum, tot așa, tot în aceleași zone mă duce. Adică deschiderea are un pic de tentă din, din Lost Cherry, apoi merge oarecum către zona lui la Petit Rob Noir, nu, Black Perfecto la Petit Rob Noir de la Guerlain, iar în dry down ul final este un mix între BDK Rouge Smoking cu um, o, un twist, dacă doriți. Um, amprenta aceea proprie și personală a casei Afnan. Și da, ajungem din nou la un alt subiect. Cum, Doamne, iartă-mă să porți Afnan Suprema Sitapis Rujvara. Ei bine, eu l-am purtat. E drept, nu pe 45 de grade, dar în seriile de vară, cel puțin acesta l-am avut cu mine în concediu și da, acolo fiind altfel altă climă și așa mai departe, parcă mai frumos s-a deschis. Dar în continuare îl veți vedea și în toamnă și în iarnă, da? îl veți vedea în multe videoclipuri de acum înainte, deoarece pentru marea majoritate a, a doamnelor și domnișoarelor, deoarece în opinia mea este un parfum feminin, va fi acel parfum de vreme rece. Însă eu cum sunt, da, și port ceea ce îmi place. La mine este or, în orice sezon, este valabil acest parfum. Iar um, Afnan Mystic Bouquet. Um, ai de piersici și licii și undeva în fundal ai o floare de ai un fir de bujor. Și un fir de floare de portocal, da? curat, pudrat, feminin, din nou, genul de aromă, v-am mai spus eu când v-am făcut unboxing-ul și primele impresii, îl poți purta oriunde, poate fi cu ușurință acel parfum semnătură, este safe pentru birou, dar nu înseamnă că este un parfum potolit. Proiectează, are performanțe, are absolut tot ce-i trebuie și aroma sa în sine, v-am spus, foarte, foarte versatilă, dar feminină, fiind elegantă, e un amalgam foarte, foarte fain. Următoarele două parfumuri, pentru că da, le-am pus și eu așa pe căprării, cum îmi place mie să spun, sunt de la Casa Haifa și. Sticluța aceasta este goală, după cum prea bine vedeți. Aici a fost cândva inspirația Haifa pentru label. Și da, trebuie să ajung la o insuliță Haifa urgent pentru am cumpăra sticluța full size. Deoarece v-am mai vorbit eu și în acest videoclip, pentru mine clar. Este cea mai apropiată, cea mai reușită, dacă doriți, inspirație din celebrul label. Um, ai acel vetiver, acea piele întoarsă, ai para aceea uh, gustoasă, delicioasă, fiind de tot caramelizată. Este superb. Este superb. Iar eu pur și simplu iubesc acest ADN și da, s-a dus sticluța mea de 30 de mililitri. Și următorul care, pe care îl veți vedea în continuare și în această toamnă și în această iarnă, pentru că da, trebuie încă o sticlă, fără nicio prezentare, Beirut. <laughs> și da, aceasta este dauna care i-am dat acestui parfum în condițiile în care el vine în cantitate de 115 ml. Însă, cu acest, din acest parfum, i-am dat 20 de mililitri, dacă nu mă înșel lui mami. Doamne, Dumnezeu! Dar l-am băut cu drag și spor pe tot. Și da, va mai veni o sticlă, pentru că, exact cum v-am mai spus eu mereu când v-am făcut și recenzia sa, este pentru mine și pentru simțurile mele și pentru gradul meu de percepție, da? strict părerea mea. Este 40% lira, Combinat cu 50% devotion, prima variantă, uh, nu devotion intens, asta vreau să spun, plus 10% lemon tart de la Teodoros Calotinis. Pur și simplu asta este pentru mine Beirut. Sau acea uh, lămâie confiată care se relaxează cu un pahar de rom în mână pe un pat de vanilie și un mix de lemn dulce și o iasomie. Da? Asta înseamnă Beirut pentru mine și categoric, din nou, Beirut este genul acela de parfum, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele, all season. Îl pot purta primăvara, vara, toamna, iarna. Nu, nu știu, nu este nici atât de gurmand, nu este nici atât de citric, e pur și simplu mixul acela perfect. Este și fiind de tot buzii, e deliciu, e nebunie. Următoarele două parfumuri, v-am făcut și recenzia lor și nu știu ce aș mai avea de spus în legătură cu ele. Ambele vin de la Casa la Tafa și vorbim aici despre Liam și Musamam White Intense. Și da, vedeți bine, sticluțele sunt goale. Cel puțin la Liam, o să vedeți la finalul anului când voi face clipul de empties. Liam anul, de fapt nu de anul acesta. Prima sticlă de Liam eu am comandat o anul trecut în iarnă. Și acum suntem în septembrie. Bine, și clipul de empties va fi tot în luna decembrie, deci în, în interval de un an de zile, da? Uh, într-un an de zile, noi, și spun noi însemnând eu și soțul meu Deoarece Liam este perfect, perfect unisex um, Se așează perfect atât pe o doamnă cât și pe un domn Iar într-un an de zile, eu și soțul meu, dacă nu mă înșel, cred că sunt trei sticle golite da? Trei sticle de Liam de ce? Pentru că atât eu cât și soțul meu, care um, l-am împins ușor, cu ghilimelele de rigoare, către treaba cu leeringul, ul îl poți purta ca parfum de sine stătător, îl poți purta în orice fel de uh, variantă de layering, bine, aproape orice fel de variantă de layering, Da, este acea reinterpretare a casei la Tafa pentru ADN-ul lui Gris și Arnel de la BDK. Um, Puțin mai fresh în deschidere, și oarecum mai dulce decât originalul, către dry-down-ul final, dar merge clar pe aceeași linie cu o, ceai la te, smochină și așa mai departe. Și da, și uh, Liam de la Latafa este un parfum pe care îl tot veți vedea în continuare. Îl veți vedea în continuare, nu știu ce mi-e și pe gură, dar mi-e și ceva iurea. Îl veți vedea în continuare deoarece, din nou, este pentru mine. Acel parfum all uh, season, oriunde și oricând, primăvara, vara, toamna, iarna, iar Musa Mam White intens, mai am în momentul de față, cred că trei sferturi din, din a doua sticlă și nu știu de ce, nu prea l-am mai văzut pe niciun site, pe acesta, Musa Mam White Intense. Um, din nou, Musa Mam White intens, dacă n-ați văzut videoclipul cu recenzia acestor două parfumuri... Este un mix, dacă doriți, dintre ADN-ul lui gri Arnel, um, Versace Cristal Noir, că aveam un lapsus. Um, este un mix dintre aceste două ADN-uri. Pur și simplu cu un twist, dacă doriți, de ceva flori galbene și un fin de tot subton tropical, dar dar acel fiind de tot subton tropical, din nou, în opinia mea și pentru gusturile mele, um, nu este atât de sesizabil. Nu este ceva care să te ducă cu gândul, da, ok, am simțit uh, subtonul acela tropical, clar, musamam white intens. îl pot purta strict vara. Nu, pentru mine și pentru gusturile mele, din nou, este uh, un parfum de zi cu zi tot anul. Poate fi cu ușurință acel parfum semnătură. Și dacă le aveți, pe ambele combinațiile, pe ambele. Mi se pare cea mai reușită variantă de layering pentru fiecare în parte. Nu știu, am senzația că ambele se completează atât de bine, um, că am văzut și o chestie de curând cu treaba cu layering-ul. Păi, layering cel puțin bine. Fiecare combină ce vrea, poartă cum vrea, când vrea și unde vrea. Însă layering-ul cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele și pentru mintea mea, nu ai cum să combini un parfum uh, cu ud și trandafir cu unul cu citrice. Deci clar, nu are nicio legătură. Atunci când faci layering, iei de exemplu două parfumuri cu ADN apropiat sau asemănător, cum sunt fix astea două despre care v-am vorbit. Ambele au ADN-ul acela de gri și arnel. Unul mai mult? unul mai puțin. Dacă le combin, da, iese ceva frumos, dar nu poți să spui, a, da, și e o prostie sau nu mai știu ce, mi se pare o aberație. Da, suntem diferiți, avem gusturi diferite, pot înțelege, pot accepta asta. Dar ca să vii să spui, știi, eu am făcut layering cu ud și trandafir și cu citrice și nu mi-e ieșit nimic. Păi nu are cum să-ți iasă nimic. Caută să combini două parfumuri care, nu știu, Alt exemplu, um, uite poți face layering cu, hai să luăm Mystic Bouquet de la Afnan cu, și o să-l țin din nou invers și îl arăt doar puțin. Uh, Baracata Aqua Evul, da? Poți face layering cu ele deoarece, din nou, ambele sunt din aceeași zonă oarecum și făcând layering cu treburile astea două, nu face altceva decât să-i confere ADN-ului lui, lui uh, Mystic Buket um, tenta aceea mai fresh, dacă dorești. Sper că mă fac destul de bine înțeleasă. Dar am văzut de curând o chestie, de fapt o prietenă mi-a trimis și mi-a zis, uite, care cum se înțelege treaba cu layering -ul? Nu, layering înseamnă altceva. Nu să combini... Uh, Pietre cu lapte. Normal că n-are ce să-ți iasă dacă ai combina pietre cu lapte. Dacă combini uh, ceai cu lapte, da, îți iese un ceai și Așa mai departe. Bun. Următoarele două parfumuri abuzate din greu în această vară și la unul din ele am și un secret să vă spun. Um, L-am ascuns. Da? L-am ascuns de soțul meu pentru că pur și simplu îi se lipise de mână, și vorbesc aici despre Carus Blue Spice de la Hadlaj. Și da, vedeți? Două dește! S-au băut două dește din parfumul acesta. Doamne Dumnezeule! A, din nou, aceste două parfumuri, ambele, atât Empire Crown cât și Carus Blue Spice. Sunt acele parfumuri ce, nu știu, un domn, pentru că mie una mi se par unisex, pentru mine sunt mega faine ambele, însă, de exemplu, o doamnă sau o domnișoară ce adoră zona lui uh, Musamam White Intense sau Hair Fusion sau Hair Pistachio ar putea să spună ce sunt astea, sunt masculine. Um, de aceea spun. Atrag atenția, domnilor, de fapt, asta vreau să spun: că aceste două parfumuri pot fi genul acela de parfumuri ce le puteți încadra cu ușurință în zona de. Um, în categoria parfum-semnătură. Carus Blue, um, Blue Spice, de exemplu, e genul acela de parfum care se deschide citric. E undeva pe acolo o bergamotă, Citric fiind de tot condimentat Deoarece este și un ghimbir Foarte, foarte fain redat în acest parfum Da, deschiderea pur și simplu vine și îți dă una în față Dacă nu ești în zona citricelor Bergamota aceasta cu extra ghimbir Aș putea spune momentul de față Genul acela de aromă vibrantă, răcoritoare totodată, însă pe măsură ce se dezvoltă, Da, am ajuns în punctul acela. Ai pur și simplu în fața ochilor un pahar imens de ceai negru cu gheață. De ce spun treaba asta cu gheață? Deoarece are ceva răcoritor în el. Și da, este genul de parfum ce l-aș putea um, vedea cu succes. Purtați de un bărbat în orice zi, în orice context, în orice situație: că merge la job, că merge la fotbal cu băieții, că merge la o întâlnire, la birou și așa mai departe, la școală, de ce nu? Foarte fain, foarte, foarte fain. Și chiar dacă el are această deschidere citric fiind de tot condimentată, pe măsură ce se așează. Se și îndulcește oarecum, de aceea spun că nu mi se pare um, strict acel parfum de vară, că asta vreau să spun. Și um, Empire Crown de la Hadlaj este acea reinterpretare a celebrului ADN Bulgari Tiger, Tiger sau cum vreți voi să spuneți, tigruțul și așa mai departe. Ai cel mai frumos Grapefruit Spicy este fin, fin condimentat cu cardamom. Ce să vedeți? Cu cardamom. Deci dacă este deschidere, grefrit, cardamom sunt acolo și da, Empire Crown sau ADN-ul în general, inspirațiile pentru Bulgarii Tiger, e una le port și toamna și iarna. Am momente în care întind mâna Către aceste reinterpretări, către acest ADN olfactiv, cum îmi place mie să spun. E fix această senzație de prospețime, curățenie, dar cum să spun, totodată miroase clasic, cum se spune. Miroase scump. Și da, Empire Crown de la Hadlaj, la fel cum și Carus Blue Spice, sunt două parfumuri cu. Performanțe și când spun performanțe, da, chiar dacă uh, profilul lor olfactiv este unul lejer, dacă doriți, performanțele sunt acolo, nu aveți treabă cu ele. Minutul 30, ei, un clip mai scurt, pentru că am ajuns la ultimele trei. și îl voi lua pe acesta deoarece este oarecum cel mai vechi din colecția mea dintre toate cele prezentate de mine astăzi vine de la Maison Alhambra și se numește Kiss Med for Women v-am făcut și clip -o dedicat bilin se pe undeva pe aici și da, în momentul de față acesta este dentul pentru că chiar dacă eu am acest parfum de anul trecut din primăvară inițial nu prea m-a Prins, nu m-a vrăjit, a fost uh, unul din, una din acele achiziții blind, pe netestate, pe nevăzute și așa, pe nemirosite mai bine spus, dar inițial nu m-a dat pe spate. Însă, anul acesta în vară nu știu ce am avut și am tot întins mâna către el. Am senzația că cel puțin pe mine și pe pielea mea și mie personal pentru gusturile mele, Kismet for Woman e genul acela de parfum de vară. Se așează foarte, foarte bine vara. Dă foarte bine la nas vara. Este cea mai reușită reinterpretare a ADN-ului lui Good Girl Gone Bad de la Killian. Foarte, foarte. Cel puțin după macerare este și mai acolo. Da? Este 97% acel parfum. Dacă sunteți iubitoare al um, acelui parfum al casei Kilian, Kismet for Woman, că mereu uit numele, Kismet for Woman este Safe Blind Buy. Și cum miroase sunt acele flori albe, în special acea tuberoză, bubblegum. Este și genul acela de mos Pufos, curățel, dar dulce totodată pe undeva pe aici. Atingerea aceea um, oarecum specifică, dacă doriți. Cum um, inițial te duce cu gândul către o piersică. Da? Asta vreau să spun. Și în dry down-ul final îți lasă senzația aceea de... Um, ca și cum ți-ai făcut un duș cu produse scumpe de îngrijire și te da cu o loțiune scumpă. Ai senzația aceea curată, dar cremoasă totodată. Nu este ceva uh, foarte săpunos, dacă vreți. Și da, uh, mai e o leacă din el și ajunge la emptis. Un parfum. <laughs> Doi te pup, că vorbim despre trandafiri acum. Un parfum cu trandafiri. Care? mi-a dat vara peste cap și nu vă pot arăta dentul, dar aici se aude foarte clar cât de puțin a mai rămas din el. Este Hawa Pink de la Zimaia. Da, eu acea neiubitoare a notei de trandafiri, vara aceasta și culmea, este genul de aromă care din nou eu o văd purtată primăvara, vara, toamna, iarna. Deci nu e genul acela de aromă, um, fără sezon specific, dacă doriți. Acea reinterpretare pentru Delina La Rosé. Doamne Dumnezeule, deci nu știu. Um, ori faptul că este singura inspirație din uh, lumea Middle Eastern pentru Delina La Rose sau cel puțin e o altă inspirație pentru Delina La Rose. Nu cunosc, dacă știți dumneavoastră, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Însă, How a Pink este, din nou, feminitate, oarecum puritate, e ceva ce mă duce cu gândul către zona aceea, într-o sticluță. Ca să nu mai vorbim de prezentare și da, mă uit acolo, deoarece cutia lui este pe undeva pe acolo, însă Vă inserez clipul. Um, știți, prezentarea e top, e 10 din 10. În afară de, a, de treaba aceasta, ai aici acel pui de trandafir, acel trandafir tânăr, apoi dacă are sens, um, acompaniat de licii și bujor. Iar undeva, către dry final. Are o tentă pudrată, curat pudrat. Este ceva în dry down final ce eu asemăn cu dry down final al lui Mystic Bouquet de la Afnan. Oricum, Zimaia este sub brand Afnan, deci este aceeași mărie cu altă pălărie, cum spun eu. Uh, ambele, de asta spun, din toată selecția de astăzi, cred că acestea sunt cele mai feminine, dacă doriți. Um, în dry-down-ul final au tenta aceea de um, curat, cremos, dar o idee pudrat. Nu este curat, cremos și atât, nu este curat, pudrat și atât. Dar da, din nou, mega, mega versatil, mega elegant, l-am purtat în disperare, cred că o să-l termin anul acesta, sincer. Un ADN foarte, foarte frumos, foarte frumos. Dacă ești în zona parfumurilor cu și despre boboci de trandafir, deoarece eu de la prima pulverizare până la dry down-ul final, eu nu percep alt stadiu de evoluție al trandafirului decât faza de boboc. Da, safe. În opinia mea este safe. Știu că părerile sunt împărțite, cel puțin în YouTube-ul extern, dar din nou, e, și pielea și uh, cât pulverizezi joacă un rol important. De ce spun asta? De exemplu, cu uh, Hawa Pink de la Zimaia. eu nu, nu prea pot să pulverizez foarte mult pe piele. Pe piele, dacă pulverizez foarte mult, proiectează foarte tare. Nu știu dacă înțelegeți ceea ce vreau eu să spun. Știu că multă lume fix asta caută proiecție și eu caut proiecție într-un parfum. Însă, Zimaia Howa Pink parcă proiectează ca un nebun, între ghilimele. Proiectează mult prea tare. puțin e drept, eu l-am purtat și vara ziua în amiaza mare, poate și de asta, dar atunci când îl pulverizez pe haine, se simte, are siaj, are proiecție, are, stă extrem de bine la capitolul performanțe, însă parcă nu este la fel de sufocant. De fapt, asta vreau să scot în evidență. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și cred că de fapt este cel mai abuzat dacă m-aș lega strict de perioada de timp. Adică de când a apărut el în viața mea și până momentul de față și goliciunea pe care el o are și abia aștept să revină la Dubai Collection pentru că eu îmi comand încă o sticlă. A mi nu -no importa că este o inspirație pentru Divine de la Jean-Paul Gaultier și Multă, multă lume asociază Divine strict cu vara. Nu. Nu, tati. Eu mai vreau o sticlă din el, pentru că eu simt că îl voi, purtea, îl voi purta și în această toamnă și în această iarnă. Clar, eu simt lucrul acesta. Uh, divine a. Doamne, Dumnezeule! Bun. Acea. Uh, nu știu, distanța ca să vedeți. Acea deschidere citric, fiind de tot spicy, dar lactonică. Totodată are ceva lactonic. Lactonic cremos, ca să vă faceți o idee. Iar apoi se continuă cu vanilia aceea cald-lemnoasă. Are... Da, are și acordul acela ce te poate duce cu gândul către ceva marin, dar, da, și îmi lasă gura, îmi lasă senzația aceea de apă în gură. E genul aceea, acela de vanilie gurmandă, dacă doriți, însă dacă vă spun vanilie gurmandă, nu vă gândiți la pf, prăjituri, tarte și așa mai departe. Este și florală totodată, dar are un subton gurmand, ceva ce creierul meu detectează acolo și îmi face analogia aceasta, senzația aceasta de apă în gură. Dar da, în opinia mea, Hipnotic Vanilla de la Arabiat Prestige este din nou um, acel parfum primăvară, vară, toamnă, iarnă. Dacă iubești vanilia ca mine, cu siguranță îl vei adora. Și dacă ești ca mine și ai avut o experiență oarecum neplăcută cu Divine, în sensul că v-am mai spus eu că pe mine Divine, la o oră, două, pe piele miroase a alge, <l> alge eșuate, e bine, hipnotic, vanila e fix ceea ce trebuie. Fix, fix, fix ceea ce trebuie. Și da, acesta este uh, gradul de daună. Deci acesta, Hypnotic Vanilla, l-am cam pulverizat în prostie și în concediu În concediu am fost fiartă pur și simplu Știu că v-am pus poze cu My Scent of the Day în prima săptămână În a doua săptămână nu v-am mai pus poze Ne-am axat pe vizitat, locuri, monumente istorice, familie, rude, neamuri, prieteni și așa mai departe Însă... Cel puțin în a doua săptămână am întins mâna constant către el, iar apoi când ne-am întors în țară din nou toată, toată vara, um, simțeam nevoia după amiaza, la dușul de după amiază dacă doriți, după ce îl făceam, simțeam nevoia fix de această aromă. El, nu știu, îl ador, îl ador pur și simplu și sunt cu ochii pe site, mi-am activat acolo și alarma și e-mailul imediat ce revine în stoc, eu nici nu mă gândesc încă o sticluță din supervitatea aceasta. Bun. Nu-mi cere stop din acestea pentru că nu pot să vă aleg nimic. Nu pot să vă aleg nimic, nu pot să le uh, pun locul 1, locul 2, locul 3 și așa mai departe. Nu. Dacă ar fi să aleg așa uh, toate pe același loc, da? Dar nu că nu pot. Deci chiar nu pot. Nu. Au fost cele mai iubite, băute, pulverizate, abuzate parfumuri din această vară. Și da, le iubesc și le iubesc într-adevăr în sensul bun al cuvântului. Unele dintre ele deja au revenit în viața mea, da? alte sticle, altele sunt, sunt pe cale să revină. Pentru că nu. Sunt parfumurile mele iubite și nu mai pot. Mie îmi trebuie să fac baie în ele. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Um, sper că sunt acum pe mai pe înțelesul multora dintre voi. Am vorbit de 15 parfumuri în 40 de minute. Sper că e ok. Um, Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii care au fost cele mai abuzate parfumuri ale verii 2024 din viața dumneavoastră. Da, sunt tare curioasă. Chiar sunt tare curioasă spre care parfumuri ați întins cel mai des mâna în această vară. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum. Dacă nu v-ați abona până acum, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Link în bara de descriere pentru absolut toate, toate parfumurile. Nu uitați că Roj 25 vă aduce 10% discount atât pe DubaiCollection.ro cât și pe DubaiCollection.eu, dar nu în ultimul rând pe arabianscent.net. Toate detaliile în bara de descrieri. Iar eu, până data viitoare, vă pup tare, tare, tare și vă doresc zile minunate și mega, 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 mega parfumate. V-am pupat! زبوني ما شرف